Bine v-am regăsit la a doua ediție acestui an a concursului Miss Plaja. Anne-Marie Orezeanu și Dinu Maxer, gazdele dumneavoastră din acest an, sunt pregătite, toată lumea, juriul este aici, fetele sunt convins că sunt deja gata să vă cucerească, astfel încât... Noi suntem exact în aceeași locație cu care v-am obișnuit deja, este vorba de hotelul Palm Beach. Alte 21 de fete, dacă nu mă înșel, sunt astăzi pregătite să defileze în fața voastră. Vara, zic eu, că și intră pe deplin în drepturi, este din ce în ce mai cald, din ce în ce mai greu să suportăm aceste călduri infernale. În felul acesta vă și invităm repede, măcar în weekend, să veniți pe litoralul românesc, să nu greșiți cumva, să nu luați cumva spre dreapta, litoralul românesc aici la Mamaia, unde este foarte, foarte frumos. Sau de ce nu stai un pic, trebuie să invităm toți telespectatorii să vină aici la Palm Beach alături de noi. În fiecare joi, începând cu ora 14:30, noi filmăm acest concurs. Îl vedeți, bineînțeles, în fiecare sâmbătă la 19:30 la OTV și în fiecare duminică la ora 22 la TV Neptun. Așa este, foarte bine că toată lumea este pusă la punct cu aceste amănunte tehnice, astfel încât putem trece la mulțumirile aduse sponsorilor acestui concurs, emisiunii, dacă vreți. E vorba de Pepos, cei care au îmbrăcat fetele în costume de baie. Le-au dezbrăcat în costumele de baie, nu? Dacă vrei, tu am vrut să fiu mai gentleman. Desigur, superbul hotel Palm Beach din Mamaia. Ei, și acum un nou sponsor a apărut pe lista noastră, ne bucurăm foarte tare că îl numim. E vorba de produsele cosmetice Best Beauty and Science și, în ultimul rând, celebra agenție de fotomodele Luna di Miele. Da, fără ajutorul acestor sponsori, bineînțeles că emisiunea nu s-ar putea desfășura. Și am uitat un nume pe care... Foarte important. Foarte important, e vorba de producătorul emisiunii, domnul Manuel Chermani. Bun, acestea fiind spuse, eu zic că am spus tot ce era de spus pe hârtiile noastre acum în început și pentru că sunteți curioși să vedeți toate cele 20 sau 21 de frumuseți prezente în această săptămână alături de noi și, bineînțeles, prin intermediul nostru alături eu de chiar voi. Eu am văzut că trăgeau cu ochiul peste noi, așa, peste umăr. Da, dar eu zic să-i lăsăm acum să vadă mai multe, noi așa? Sigur că da, noi ne retragem și rugăm fetele să înceapă prima probă, proba rochilor de seară. Nu uitați, fetelor, dragilor, dacă doriți să vă aflați și voi aici, tot ceea ce trebuie să faceți este să accesați site-ul www.missconcurs.ro, să vă dați datele și, cine știe, ne vedem săptămânile următoare. Așadar, concurenta cu numărul 1 este Constantin Luciana Iulia. Are 18 ani. Este născută în zodia Săgetătorului, este încă elevă. Iar ținutele în care defilează fetele la această primă probă sunt oferite de doamna Monica Daria. Concurenta cu numărul 2, Diana Adina Dumitru din București, are 18 ani și este fecioară ca zodie, desigur. Rochie albastră, vaporoasă, de altfel ca și toate creațiile pe care o să le puteți urmări, este tăpălagă Marinela Claudia. Vine din Ploiești, are 20 de ani, este elevă și s-a născut în zodia Gemenilor. Cu numărul 4 se pregătește să calce vecovorul roșu Elena Niculina. Este venită aici la mare din București. Acum, grație autostrăzii soarelui, chiar în 2 ore și puțin. Hai să nu îndemnăm la viteză chiar maximă pe cei care vor veni pe litoral, mai ales în weekend. Oameni buni, conduceți cu mare atenție. Desigur, dacă nu se uită la Miss Plaja, că atunci o să conducă repede, repede. Să ajungă alături de noi, nu? Sigur. Zodia este berbec. Gavrilă Silvia este concurenta cu numărul 5, tot din București vine și ea, a fugit de canicula care probabil zilele astea aproape că sufocă toți bucureștenii. Cred că în weekend e pustiu Bucureștiu. Silvia are 18 ani și este în zodia peștilor.
cu un an mai mică, într-o zodie care în ultimul timp a câștigat în fața dolarului și a, și a euro. Este vorba de zodia Leu. Avem o concurentă din Constanța, Iuliana Achihai, numărul 6 în concurs. Ei bine, și aceste fete au beneficiat de acel cantonament de care vă spuneam și în prima ediție a concursului, acel cantonament de 3 zile aici pe litoral, timp în care au fost pregătite cu asiduitate de Manuel Chermani, dar iată-o și pe concurenta cu numărul 7. Avisalon Carmen. Este din Constanța, are 17 ani și este născută în zodia Scorpionului. Ziceai tu ceva de Scorpion ce săptămâna trecută? Că înțeapă plăcut. Da. Câte scorpioane ai cunoscut tu? Mai ales fiind cunoscut ca un promotor al frumosului, așa cum îți place ție să spui. Mi-e foarte greu să le contabilizez acum, mai ales că avem o altă zodie acum ce defilează pe covorul nostru, roșu. Este vorba de Florentina Tabalagă din Ploiești și vorbeam de zodie, zodia Pești. Am impresia că este deja a doua ploieșteancă. Au venit să se susțină una pe alta, sunt cele două surori Tabalagă din concursul nostru. Dacă nu mă înșel, anul trecut am avut parte chiar de gemene într-una din edițiile concursului. Vă dați seama ce ciudat poate să fie cu numărul 9 în concurs, Vasile Florentina Corina. Vine din Slobozia, are 17 ani și este născută sub semnul berbecului. Foarte vaporoasă rochia. Toate rochile, de altfel, sunt creația Monica Darie. Creațiile Monica Darie, ca să ne articulăm cum trebuie. Cu numărul 10 în concursul nostru, din Constanța, vine Madalina Miclăuș. Este în zodia Fecioarei și încă elevă. O să-mi spune după înălțime. După înălțime le judeci? M-am uitat și la vârstă, dar am zis că e mai bine să îi țin curioși. Ei, 16 ani are concurenta cu numărul 11, Bucur Mirela Georgiana. Tot din București, oameni buni, cred că toate fetele frumoase din București au fugit pe litoral să participe la Miss Plaja. Trebuie să le invităm și pe cele din provincie. Este foarte ușor să ajungeți la Miss Plaja. Este un nume de tastat, missconcurs.ro, și acolo au primit toate indicațiile. Le completați și ajungeți pe covorul roșu, așa cum face și Claudia Neagu, numărul 12 în concurs. Ea vine din Constanța și are 17 ani. Dacă mai vreți să știți, zodia este Leu. Iată-o și pe fericita purtătoare a numărului 13. Ei bine, noi nu suntem supersticioși și acest număr, de-a lungul numeroaselor ediții pe care le-a avut Miss Plaja până acum, a adus noroc purtătoarelor. Este vorba de Hâncu Antonela. Este constanțeancă, are 17 ani și echilibrat, adică balanță. Tot spuneai ceva de gemene, e din gemeni. Zodia concurentei cu numărul 14. Orașul Călăraș, vârsta 19 și mai rămâne să vă spun doar că o cheamă Ionela Leondraliu. Un adevărat test de dicție. Da, mai ales că noi primim aceste hârtii cu numele și datele fetelor cam cu 2-3 minute înainte să începem emisiunea, dar eu zic că ne descurcăm foarte bine, nu-i așa? Cu numărul 15, Petcu Tatiana. Este din Năvodari, are 23 de ani și iată a doua concurentă în zodia gemenilor. Cei născuți în subsemnul zodiacal gemeni sunt predispuși către artă și poate de aici și curajul lor să defileze la un concurs de asemenea amploare cum este concursul Miss Plaja.
superbă rochia. Dar și mai frumoasă concurenta care o poartă. Numărul 16 în concurs, Zina Izota, din Roman. 17 ani și iată că zodiile parcă s-au luat într-un duel adevărat. Este vorba de balanță de data asta, au fost gemeni, balanță, gemeni. Să vedem ce ne așteaptă acum. Bine că sunt numai 12 zodii. Nu este în zodia gemenilor, nu este nici balanță, este zodia leului. Concurenta cu numărul 17, Drideanu Florina. Tot din București. Este elevă și are 18 ani. Primăveri am plinit anul acesta, Elena Gianina Angel, tot din București, iată ce spuneam, zodia balanței și numărul 18 în concurs. Ai avut o premoniție cu zodiile, chiar că gemeni, balanță, dar la mine pe hârtie și o să vedeți puțin mai târziu. Probabil așa a fost făcut castingul de către domnul Manuel Germani. Alegem funcție de zodie, da. Așa cum vă spuneam, iată și o concurentă născută sub semnul berbecului, concurenta cu numărul 19, Dedu Silvia. Ghici, ghicitoarea mea de unde e? Din București. Și ea este tot elevă și are 19 ani. Parcă aș întreba mai multe, având în vedere că la 19 ani încă elevă, cumva bacalaureatul în curând. Mult succes vă dorim! Elis Mehmet, numărul 20 în concursul nostru, din Megidia de data asta, 19 ani are ea și tot elevă, iată că și pentru tine trebuie spus baftă la bacalaureat. Ultima, dar nu cea din urmă, concurenta cu numărul 21, este Daniela Beldiga. Iată prima concurentă din Chișinău. Are 20 de ani, s-a născut sub semnul săgetătorului. Și am vrea să aflăm mai multe cum a ajuns la concurs, la site-ul. Sigur că da, secretul este site-ul. Este foarte simplu și pentru toate aspirantele către un titlu Miss Plaja care sunt în fața televizorului în momentul acesta, să tasteze www.misconcurs.ro și săptămâna viitoare să aibă ele șansa să defileze aici pe superba terasă a hotelului Palm Beach din Mamaia. Urmărim manejul fetelor, mai rămâne doar să vă spunem că acum o să puteți intra în culisele concursului. Avem câteva materiale foarte, foarte interesante, filmate pe plajă, în moare, la pregătiri, la repetiții, poate chiar la garderobă, nu? Opa, data viitoare. Da, așadar, încă o dată vă readucem aminte că rochile de sală au fost create de doamna Monica Darie. Și până o să ajungem să o cunoaștem, vreau să vă invit să urmăriți un material deosebit de incitant.
of it, just a little bit, just put them high and put them high. Plaja 2007, ok? Uno, due, tre. Materialul filmat, suntem pe cale să dăm drumul celei de-a doua probe și după cum vedeți în spatele nostru... Fetele sunt foarte viu. Hai repede de aici, hai repede de aici. Nu vă lăsăm colorate să vedeți mai mult, fiindcă ne îndreptăm către masa jurului ca să știți și dumneavoastră cine se ocupă de jurizare, cui îi aparține această deosebit de dificilă sarcină. Dinu, te las pe tine să începi. Am aici o colegă de brazlă, îmi permis să spun așa ceva, o doamnă deosebită, o voce excepțională, o artistă care se poate lăuda că a cântat în fața împărătesei Japoniei. Așa este? Bine ai venit, Ozana Barabancea. Mulțumesc, bună ziua. Bine ai revenit, nu e prima oară, ia uite. Mulțumesc. Și fetele te aplaudă. Mulțumesc. Și astăzi o să ne cânți, nu-i așa? Da. Atunci așteptăm cu nerăbdare momentul. Trecem mai... Mulțumesc. Departe, cea de-a doua membra a jurului este și cea care s-a ocupat de ținutele de seară prezentate în prima probă. Este vorba de doamna Monica Darie. Bună ziua, prima oară, nu? Bună ziua, bine v-am găsit. Prima oară, dar nu ultima oară, da? Cu plăcere și altă dată. Doamna Corina Alexandru, președinta Asociației Oncologic Rom. Bine ați venit! Cum este să fiți pentru prima oară în juriu? Într-adevăr, cred eu că este o nouă încercare și mi se pare extraordinar și mai ales sunt tare mândră că avem cu adevărat fete frumoase în România și cu asta cred eu că ne putem mândri. Mulțumim mult! Din nou din partea hotelului Palm Beach, gazda noastră săptămână de săptămână, Adriana Gane. Bună ziua, bine ai revenit! Bună ziua, bine ați venit din nou la noi, la Hotel Palm Beach. Și se pare că fetele se simt foarte bine pe scenă și sunt pline de viață, zâmbitoare și să câștige cea mai bună. Ei, și acum, doamnelor și domnilor, președintele juriului, invitat special în această săptămână, celebrul stilist Marian Dârță. Hai cu două microfoane! Ai auzit și tobele? Bravo, bravo, bravo! Mă simt onorat, este al treilea an unde am fost invitat de la Hotel Palm Beach, invitat de Manuel Chermani, sunt președintele juriului și mă simt onorat că ne vom distra toată vara, fetele sunt foarte frumoase și sper să câștige cea mai tare. Da, vreau să vă spun că Marian este cel responsabil de bunul mers și de buna dispoziție și atmosfera, creează atmosfera aici în fiecare săptămână, dar ca să vedeți și voi ce atmosferă este în timpul pregătirilor fetelor, vă lăsăm să mai urmăriți un material după care dăm drumul celei de-a doua probe. Suntem la Palm Beach Hotel la Mamaia, la două ediții Miss Plaja, numai fetele frumoase.
Cum te cheamă? Elena. Cum ai ajuns aici? Am venit la competiție și m-am înscris și am ajuns aici. Am aflat de pe site-ul www.mixconcurs.ro. Spune bine. www.mixconcurs.ro. Aici avem un jumătate vedetă. Spune cum te cheamă? Silvia. Și ce mai? Am bronzat, nu? Da, m-am bronzat foarte mult. Aici cum este? Foarte bine, cald, frumos, totul este bine, frumos. Come on, get up. Bonjour. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Speak English? Yes, a little. A little? A little bit. Din Constanța? Nu, din Călăraș. Călăraș? Ah. După cum v-am promis, proba ținutelor sport este una deosebită. Poartă semnătura Manuel Chermani. Adică aceste costumașe poartă semnă prea Manuel Chermani, dacă săptămâna trecută erau doar fustițele. Iată că săptămâna asta au apărut și topurile, sau cum să le spun, sutiene, n-aș putea să le spun, dar oricum da. Ținute foarte sexy, nu? Da, puțin împotriva mersului normal al emisiunii, având în vedere că de obicei fetele devin din ce în ce mai dezbrăcate, nu? E, nu suntem chiar contrariul acum, dar să știți că după această probă a ținutelor sport, o probă foarte sexy, urmează una și mai sexy, cu atât un motiv în plus să rămâneți în fața televizoarelor. Hai să le amintim, reamintim fetelor, cum poate să ajungă aici? Cu trenul de la gară sau cu taxiul, dacă își permit. Foarte... Tu. Desigur, aveți posibilitatea să accesați site-ul www.misconcurs.ro, unde vă înscrieți și în urma unei preselecții făcute de domnul Chermani, alături de alți sfătuitori, nu? Puteți să ajungeți, primiți un telefon și sunteți invitate să petreceți 3 zile superbe în hotelul Palm Beach. 3 zile în care, desigur, pe lângă distracție, este și munca la o coreografie de acest gen, munca pentru ca voi să arătați cât mai bine, să cuceriți atât juriul cât și publicul și telespectatorul. Dragilor, nu trebuie să vă fie frică de faptul că nu aveți dimensiune standard, adică 90-60-90 nu este un concurs de Miss. Se acceptă și 90-60-90. Da, adică nu 90-60-90, 90-60-90. Foarte bine punctat. Așadar,
Așa cum bine știți, deci, cred, este al cincelea an în care Miss Plaja este în peisajul... În peisajul... Concursurilor de frumusețe din România. Da, în fiecare an și de pe litoral. Noi suntem foarte, foarte încântați că ne putem lăuda cu faptul că prezentăm cel mai amplu concurs. Are 12 ediții în fiecare an. Penultima este semifinala și, evident, ultima, undeva la sfârșitul lui august, finala concursului Miss Plaja 2007. Așteptăm cu nerăbdare ca toate frumusețile care au câștigat de-a lungul celor 10 ediții să revină alături de noi și în fața voastră în semifinale și finale. Așa cum vă spuneam, este un concurs de amploare și capătă din ce în ce mai mare amploare în fiecare an, cu fiecare an ce trece. Pe site-ul www.missconcurs.ro sunt înscrise până săptămâna trecută, de fapt erau înscrise peste 2900 de fete. Săptămânal se fac preselecții pentru filmări și pentru concurs. Da, iată o mișcare coreografică foarte, foarte bine pusă la punct. Ne felicit pe fete, nu s-au încurcat. Este foarte greu, fiindcă trebuie să treci peste emoții, trebuie să treci peste un covor roșu, care nu este foarte prietenos cu tocurile. Să mai spunem și din lucrurile care nu se văd totdeauna de acasă. Plus soarele dogoritor, care vreau să vă spun că ne dă mari probleme, atât nouă cât și juriului. Și concurentelor, nu mai zic că pe lângă emoții mai trebuie să... Dar soarele acesta care face tenul să lucească atât de frumos și să ne oferă nouă posibilitatea să avem chiar un premiu special, Miss Bronzata. Cu siguranță n-o să-l luăm noi, că o să avem tot felul de urme, mânecuțe, breteluțe și așa mai departe, dar nu asta este important. Importante sunt fetele care participă în fiecare săptămână și pentru că le-ați putut urmări în proba ținutelor sport, care s-a desfășurat foarte, foarte bine, fără niciun fel de incident, ca de obicei de altfel. Acum este momentul să mai urmărim un material. Știu că vă place să vedeți ceea ce se întâmplă și la pregătire, așa că Duiu și-a făcut datoria, a montat un material foarte, foarte frumos. I wanna get down.
get down, down. I wanna get down, down. Get down, down. Ne-am reîntors pe terasa hotelului Palm Beach în așteptarea celei mai deosebite, incendiare, senzaționale probe. E vorba de proba costumelor de baie, domnilor și doamnelor, de ce nu? Fetele sunt pregătite și o să defileze chiar în acest moment în fața voastră în costume de baie oferite de firma Pepos. Cu numărul 1 în concursul nostru? Cu numărul 1, Luciana. Este din Slatina, are ca hobby-uri dansul, modelingul și plimbările. Dacă nu se supără concurentele, decis în dreptul motto-ului să citim mâncarea preferată și hobby-ul să fie cea mai mare realizare. Hai să vedem dacă reușești, Dinu, să le spui așa. I-a scăpat sau nu? Hai să vedem. Stai, ce motto are? Motto-ul este, da, sunt salatele și mâncarea preferată, să fii sigur pe tine, înseamnă să știi ce vrei. Cu numărul 2, Diana ne-a spus, Diana Dumitru din București, că motto-ul ei, dacă vrei culinar în viață, sunt cartofii prăjiți. Bine sau mai puțin? Iar vorbeam de hobby-uri, fi cât mai natural. Nu merge. Hai să găsim altfel. Cea mai mare realizare este să fii cât mai natural. Da, concurenta cu numărul 3, Marinela. Cea mai mare realizare a ei este că și-a găsit jumătatea. E, chiar e mare lucru, nu e ușor în ziua de astăzi să găsești jumătatea. Dacă la 20 de ani consideră... Zodia ei stă sub semnul gemenilor. Da, geamăna ei și-a găsit jumătatea, ea nu. Hai să vedem concurenta cu numărul 4. Elena Niculina, același motto, cred că l-au copiat, că sunt cu ghilimele, e cu ghilimele scris aici, cartofii prăjiți. Desigur, glumim, ne-am permis să încurcăm puțin, nu concurentele, ci... scrisurile, dacă vreți. Adică motto-ul cu mâncarea preferată și mâncarea preferată cu motto. Totuși aș vrea să spun că cea mai mare realizare ei este că a ajuns instructoare în anul 2007. Bravo! Concurenta cu numărul 5, Silvia. Minciuna are picioare scurte, spune ea. Mâncarea preferată, da. Pizza e mâncarea preferată, iar cea mai mare realizare este faptul că a ajuns fotomodel și a ajuns la emisiunea Te fac vedetă. O tânără designer este Iuliana Achihai din Constanța, numărul ei în concurs 6. Și să vedem cum sună mâncarea preferată, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. E aceea cu piept de pui la grătar. E un preparat special, numai aici în Constanța îl puteți servi. Concurenta cu numărul 7, Carmen. Ei, care credeți că este cea mai mare realizare a ei? Fiți atenți! Nu știu dacă să-i urmați... Nu trage cu ochii pe foile mele! Nu știu dacă trebuie să-i urmați exemplu, dar ce a făcut ea? Și-a pictat un înger de 2 metri pe unul din pereții camerei. E, vă dați seama? Tu singură l-ai pictat? Da. Înseamnă că se pricepe și la pictat. Dacă nu, atunci trebuia să suporte o operă pe perete până probabil o să retușeze camera. Trecem la numărul 8, Florentina Tapalagă din Ploiești. Mâncarea chinezească și pizza sunt cele mai mari realizări culinare. Iar dacă vreți ca hobby ce să citesc, să citesc din dreptul motto-ului, pentru a obține ce-ți dorești trebuie să lupți. Induci telespectatorii în eroare, nu o să mai înțeleagă absolut nimic. Cum adică la hobby? Știi de ce ne jucăm pizza? Așa? Fiindcă sunt convins că toată lumea se uită doar la fete și nimeni nu ne seamă ce spunem noi. Nu fi așa de sigur, nu fi așa de sigur. Concurenta cu numărul 9, Florentina.
Minciuna are picioare scurte, spune și ea. Ea nu, în schimb. Cea mai mare, da, cea mai mare realizare, că a intrat la liceul la care și-a dorit. Urmează să intre la mergând facultate. Mergând așa a intrat sau? Nu, mersul a fost mult mai hotărât, cred că. 10 este nota ei sau nu? Nu, numărul de concurs. Trăiește-ți viața la maximum. Aici la Miss Plaja reușești, sunt convins. Iar cea mai mare realizare este atunci când se așează în fața unei salate și ca desert servește o pizza. E bine, concurenta cu numărul 10 și concurenta cu numărul 11 cred că au împărțit aceeași cameră, fiindcă au exact același moto, trăiește-ți viața la maxim. E bine, la 16 ani cred că este moto care definește orice adolescentă sau adolescent. Iar la realizări a spus că a ajuns la Miss Plaja. Asta este într-adevăr o mare realizare, mai ales că a fost selectată din miile de fete care s-au înscris pe www.missconcurs.ro. Dacă cel puțin 10% din telespectatoarele noastre consideră o realizare să ajungă la Miss Plaja, suntem convinși că o să avem cel mai mare număr de fete înscrise la casting. Până atunci, cu numărul 12, vreau să vă spun câteva lucruri despre Claudia Neagu, Supe și Papanaș. Foarte interesant. Iar cea mai mare realizare a ei a ajuns în Canada. În 2006. Da, poți să iei și ca realizare personală. Îi dorim să ajungă și mai departe. Concurenta cu numărul 13, Antonella. Ei bine, spune că cea mai mare realizare a ei este faptul că s-a îndrăgostit de cine o iubește. Și ne mai spune că banii nu pot cumpăra iubirea, dar o pot întreține. Am impresia că e cam materialistă concurenta cu numărul 13. Nu este recunoaște. Fata zilelor noastre. Cu numărul 14, din Călăraș, Ionela Leondraliu. Ei, avem un moto aici într-o limbă străină pe care nu cenzurează CNA-ul. Nu. Să nu spun? Ia, spune-te repede. Dacă aici s-a auzit bine, dacă nu. Va trebui să punem pip. Iată și pe concurenta cu numărul 15, Tatiana. Chiar dacă pierzi, nu te lăsa învinsă, spune ea. Spune că cea mai mare realizare este faptul că a filmat un videoclip care s-a difuzat la OTV. Zina Izota, din Roma, numărul 16. Iată o altă mâncare deosebită, sushi. Nu era motto-ul ăsta? Da, era motto-ul lui, culinar. Iar totuși să-i citim și motto-ul. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Era altfel vorba asta, v-am mai spus. Nu, da, lasă pe mâine ce poți face azi, că poate nu mai trebuie făcut. Ca să fii pe primul loc, trebuie să ai ambiție și talent, spune concurenta cu numărul 17, Florina. Cea mai mare realizare, aparițiile la TV. E la plural, înseamnă că nu este prima și nu este singura apariție la televizor. Unde ai mai apărut în videoclipuri? În emisiune. Din București, Elena Angel, poartă numărul 18 în concurs și ne spune că zâmbește chiar și când ești trist, că nu știi cine se va îndrăgosti de zâmbetul tău. E prima oară când aud acest motto, să știi. Este unul care ar trebui să-l... Pe care să-l luați aminte cu toți. Exact, să-l adopte. Am observat că românii sunt foarte încruntați și foarte prinși de zilele lor grijnice. Ia duci pe concurenta cu numărul 19, Silvia. Își dorește să devină independentă la 19 ani. Trăiește fiecare clip a vieții ca și cum ar fi ultima, iar cea mai mare realizare, în anul 2000, s-a îndrăgostit și a rămas așa. 2006, pardon. Numărul 20, din Megidia, Mehmet Elis, este concurenta căreia îi plac preparatele din carne de pui, e foarte sănătos puiul
și ne spune că în dragoste și în război totul este permis. Frumos. Și vă mai spun eu că nu este prima oară când apare într-o emisiune televizată, a mai avut apariții, a și dansat, e foarte talentată, pe lângă faptul că este foarte frumoasă, concurenta cu numărul 21, Daniela. Ce nu te omoară, te face mai puternic, foarte adevărat. Cea mai mare realizare? A fost voluntară la centrul Enigma pentru copii din familii defavorizate. Foarte frumos, la 20 de ani, iată, nu foarte multă lume se înghesuie să facă acte caritabile și să-și dedice, dacă pot să spui așa, viața unor gesturi nobile. Trecem la o invitată specială a emisiunii noastre. E vorba de, sigur că da, Ozana Barabancea. Care alături de cele 21 de concurente care vor dansa lângă ea, de la cine microfonul? De la tine, mulțumesc. Da. Bună seara, bună ziua. Ce o să ne cânti, Ozana? Saving All My Love. Prietena mea, Whitney Houston, m-a învățat să cânt piesa asta. Share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, and no other man's gotta do. So I'm saving all my love for you. The man on my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we run away together. Life gives you the right to be free. You said be passion, just wait a little longer. Minutes more. Gotta get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night that I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Saving all my. Tonight is the night that I'm
mulțumim. O voce senzațională, v-am avertizat de la început. Mulțumesc. Ozana, urmărim acum un material cu fetele pe plajă. Sunt numai ochi și urechi. Chori chori kar dhadke dhadke jiya jiya dil bole boom boom yeah ab to mast pani kahe chad ki jawani piya piya dil bole boom boom yeah chori chori kar dhadke dhadke jiya jiya dil bole boom boom yeah ab to mast pani kahe chad ki jawani piya piya dil bole boom boom yeah hola baba bicho bedma tu hai bada har jaye kyun karta ishq mein hui rusvai dukhe anga tere ishq ki mari sun le sajan ye tere liye hai gaana mahi mera bana dil tera nishana baba mi kham begam ashiqatam room nemishe akhe age nagam dilam room nemishe havas havas parte az daste chori chori kar dhadke dhadke jiye jiya dil bole boom boom yeah ab to mast pani kahe chad ki jawani piya piya dil bole boom boom yeah chori chori kar dhadke dhadke jiye jiya dil bole boom boom yeah ab to mast pani kahe Iată-ne informație completă și mai bine zis de la stânga la dreapta în ordinea numerelor de pe tricou. Olga, Manuel Chermani, subsemnata, Marian Dârță și Dinu, bineînțeles, suntem aici pe scenă, fiindcă în timp ce urmăreați materialul filmat, juriu a deliberat și a ajuns la următoarele concluzii și pentru aceasta, bineînțeles, cine va spune verdictul? Miss Bronzata, concurenta cu numărul 14. Felicitări concurentei cu numărul 14, Miss Bronzata, un bronz foarte frumos într-adevăr, dar să zicem că a avut timp pentru asta. Nu știu dacă în cele 3 zile de pregătire, dar probabil a știut ea ceva despre acest premiu special. Câștigă un book profesional asta, ca să le spunem și telespectatorilor. Mergem mai departe pe hârtiile domnului Dârță. Miss Eleganța, concurenta cu numărul 17. Felicitări și acestei concurente și ea, bineînțeles, că a câștigat tot un book profesional oferit de agenția Luna din Miele. Toate cele 6 premii care vor fi acordate vor intra în semifinale. Urmează Miss Simpatica, concurenta cu numărul 1. Și un singur premiu special mai există, este vorba de cel pe care ar trebui poate să-l hotărâți dumneavoastră, dar o facem noi pentru voi. Este vorba de Miss Telegenica. Marian?
concurenta cu numărul 16. Sunt convins că toată lumea e în asentimentul jurului. Deciziei jurului, da? Ei, ajungem la podium. Tobele au început să bată și Maria îmi spune că concurenta cu numărul, adică locul 3. 3. Da. Concurenta cu numărul 8. A avut un moment de ezitare, am impresia. Cred că nu i-a venit să creadă când și-a auzit numele. Felicitări și concurentei cu numărul 8. Și cu ea, bineînțeles, ne vom întâlni în semifinale și în finale, să sperăm. Iată, primește flori și de la, din partea publicului. Un domn care se pare că a stat aici pe margine și a ținut pumnii. Merge mai departe, locul 2. Locul 2, concurenta cu numărul 18. Oameni buni, emoții foarte mari pentru fete, fiindcă nu ne-a mai rămas. Așa cum nu-i place lui Marian să audă, ultimul loc premiat este... Marian, suspans! Suspans, suspans, suspans! Cel care va primi, eu vreau să spun altceva. Pe lângă o ședință foto profesională și un calendar care desigur o va avea ca protagonistă pe anul următor. Pe cine? Că la coafură și la machiaj eu mă voi ocupa personal. Deci, locul 1, Miss Plaja. Ediția a doua. Concurenta cu numărul 5! Felicitări concurentei cu numărul 5, mare bucurie pentru ea, o felicităm, mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și în această sâmbătă sau duminică, depinde când vedeți emisiunea. Mai trebuie să menționăm sâmbătă o dată la ora 7:30 pe TV și duminică la ora 22 pe la TV Neptun. TV Neptun. Sponsorii emisiunii, acum încă o dată pe final. Foarte de Pepos, Palm Beach, Best Beauty and Science și Luna din Miele. Domnul, trebuie să vreau să adauge ceva în final? Produsele Best cu care eu mă fac părul. Bun, cu aceasta ne luăm rămas bun de la voi, însă până săptămâna viitoare. Așadar, Dinu și Anemarie, vă spun la revedere, le felicităm pe fete. Și de bea așteptăm sâmbăta viitoare să ne reîntâlnim cu voi.